Stând de vorbă într-o seară de vară târzie, glumele cu subînțeles se răsăreau în curtea fetelor. Artificii? Să mai auzi niște artificii, nu doar pe târzi. Cu niște petarde de aici la noi. Hai de capul meu, nu cred! Și care sunt alea? Nu, dar am zis așa. Tu te referai la băieți. Da. Tu te referai cumva la una din fedeana? Nu, că vă ziceam în față dacă vă simțeam că sunteți. Dar ce vrei să spui prin asta, că nu înțeleg ce înseamnă? Era o glumă, de-aia ți-am zis că era o glumă. Eu am zis că artificiile arată mai bine și petărzile mai rău, nu? Păi artificiile sunt mai mari, petărzile mai mici. Și alea, artificiile arată mai bine, nu? Păi sunt mai pompoase, nu știu cum să zic. Se aprind mai tare. Artificiu-i casa și petarda-i hotelul. Am înțeles care e alegerea mai bună dintre artificii și petarde, dar poate că ne vor explica ele după ce vedem cum a continuat discuția. Dacă se întâmplă să le placă la unul dintre ei, crede-mă că uită că noi suntem aici. În cazul în care ar fi așa, spune, prima dată pune punct și după ar continua, nu ar face așa. Și uita că e într-o cunoaștere cu tine. Dar nu cred că ar face din o chestie din asta așa. Și-ar asuma chestia asta, mă. Oricum, fata asta e superbă. Da, e frumoasă rău. Tu ești preferata mea, dar ea îi... Dar crezi că sunt geloasă? Nu, măi, ea chiar este țiplă. Acum să o dăm pe chiar e țiplă din cap până în picioare. Ar putea să-mi sucească mințile. Fiecare știe ce vrea. Și este și destul de deșteaptă, o văd deșteaptă și... și drăguțică, dar și niște pat în același timp. Se vede că știe ce vrea. Ce-i drept... Eu, din punctul meu de vedere, mulți băieți din casă și nu zic așa, nu cred că au șanse la ea. Nu cred că o duci cu zăhărelul așa cu... Dar se pare că vreuna dintre noi ar face chestia asta? Nu. Niciuna dintre noi, dar mă refer... Tu vorbești acum din punctul de vedere, clar, că doar tu ai făcut chestia asta dacă vrei să-mi luăm așa. Păi da, asta spun, la mine mă refeream. Păi asta am înțeles, dar nu pot zic că am fost eu dus cu zăhărelul, doar că am acceptat o chestie pe care nu aș accepta în mod normal. Dar niciuna, cel puțin eu una nu mă simt în ceea ce spui. Eu nu am acceptat și nu s-a simțit de treaba asta. Eu mă referam la mine acum. Nici eu. Eu dacă aș vedea ceva, pentru că chestia asta pe mine o să mă ajute, nu? Da, dar tu asta nu mai ești acționat de radical n-o și de brusc. Nu o să acționez, o să văd. Tu ești foarte impulsivă. Cine-i mai impulsivă dintre fete rămâne de văzut. Între timp, un nou punct de interes era Ionela. Ionela, ești stresată? Sau ce, ai motiv să fii geloasă? Geloasă. Dar de ce să fiu geloasă? Că nu înțeleg pe cine să fiu geloasă. Stresată, scuze. Sunt stresată și supărată din motivele mele. Și când îți revii? Când vorbesc cu ai mei, atunci o să-mi revin. Aoleo, doar ce-a făcut mișto de noi, că toată ziua acasă, toată ziua... Dar eu nu vreau toată ziua acasă, dar acum chiar... Am un motiv. Bă, tu zici cel puțin odată, următoarea dată ți le număr. Miroase avară. Chiar nu mai vreau să se mai... Și acum, la modul cel mai serios, nu vreau să mi se mai bage vorbi în gură. Dar că ai zis, Ana, că n-a pus punctul pe ei, dar face așa acum. Nu, dar chiar, nu, sincer, chiar mi-ajung multe situații și cu tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută și cu totul, am o limită, vă rog frumos. Și nu glumesc. Dă-ne cu subiect și predicat că mai multe situații, eu nu înțeleg ce înseamnă mai multe situații. Cu chestia asta, cu vrutul acasă, spre păi tu spui că vrei acasă odată la 5 minute, Ionela. Nu, uite, chestia asta, unde spun eu odată la 5 minute? Deci, cu asta nu sunt de acord. Zici că vrei acasă. Dar nu sunt de acord cu ceea ce ai spus tu, pentru că eu nu spun odată la 5 minute că vreau acasă. Poate spun că vreau să vorbesc cu ai mei sau că vreau să iau pe mei și că mi este dor de ai mei, ceea ce este perfect normal din punctul meu de vedere, mai ales trecând prin anumite situații. Dar să spui că vreau din 5 minute acasă, nu este bine, nu vrei nici 5 minute, dar ce zici de cel puțin 5 ore odată pe zi. Bine, din 6 în 6 minute. Nu este adevărat și vreau să... Păi e adevărat, tu nu te auzi? Dar nu e vorba de asta, nu sunt cu gândurile mele. Putem fi și noi în gândurile tale. Sunteți toate. Nu mai ne imiți. Vă imit după afară. Dar ne mai iubești? Bă, da, Alexandru. Vă iubesc. Dar nu mai dau cu paharul la masă, că poate rămânem cu masa în brațe. Eu știu că vrei să pui punctul pe ei, dar nu acum, că mi-e frică de tine. L-am pus. La momentul potrivit, Ionela. Și cu cine trebuie, nu cu noi. Și după ce săriseră toate cu gura pe ea, au povestit-o puțin și în lipsă, ca să termine ce mai aveau de spus. Dar lăsați-o să vorbească, că nu mai suport să aud vreau acasă, vreau acasă. Dar și cu noi știu cum ești cu Andra tot timpul și vorbește foarte mult. Vorbește așa, noi...
Da, da, zic, eu și cu Daniela... Da, tu ai fost foarte apropiat. Da, da, dar nu mai pot să aud aceleași lucruri peripici și să văd, nu văd că nu se întâmplă nimic, nu pot, nu mai... Nu pot. Și nu mă așteptam, știi, să ne apropiem atât de mult, în schimb, ne-am apropiat foarte mult. Da, și ea face glume altădată până la suflet, da, că nici nu știi când se supără și când nu se supără. Știi că mă supăram foarte repede și eram foarte geloasă. Încep să fii serioasă și pe aia încep să râzi în timp ce vorbești ceva serios. Păi normal că nu te ia lumea serios. Dar în seara asta chiar m-a deranjat vorba care a zis-o. Despre fata aceea, nu? Nu s-ar uita la nu știu ce băie sau nu știu că ar fi, nu știu ceva genul că... Nu, că cum ea știe să pună punctul pe ei, adică ca și cum noi nu. Că ea n-ar, nu, că ea n-ar accepta orice băiat. Dar de nimeni n-ar accepta. Și am zis, doar tu ai făcut chestia asta. Ea când a dat exemplul ăsta se referea la Raul. Dar ea s-a lăsat așa. Dar oricum a mai spus ea ceva în emisiune și... Mi s-a vrut și atunci urât, când a zis că eu nu sunt falsă. Ca și când noi am fi și ea... Nu, a spus că ea consideră că ea e cea mai sinceră din această așa, casă. Așa, da. Ce făcuși eu, Nela? Ai supărat fetele? Nu știu de ce sau... Nu cred că s-au atacat. Cel puțin nu credeam. Nu am spus nimic intenționat și nu am făcut trimitere către ele. Ele așa au simțit-o. Din ce am spus. Eu mă refeream în general la anumite situații pe care probabil eu le-am acceptat fără să-mi dau seama și... Practic, tu vorbeai despre tine? Eu vorbeam despre mine, am și spus că mă refeream strict la situația mea. La situația ta cu Raul. Exact. Pentru că nici eu nu aș accepta în general așa ceva. Am acceptat o situație care nu mi-a făcut mie cinste neapărat, nici nu știam ce se va întâmpla și la asta mă refeream. Dar te plângi că vrei acasă? Că înțeleg că la 5 minute, uite, trebuie să uite la mine și zic că așa e. Nu spun la 5 minute că vreau acasă. Am avut într-adevăr o săptămână mai plină în care am mai repetat acest lucru și nu neapărat că îmi doresc să plec din emisiune, ci mai mult că îmi doresc să discut cu ai mei și să primesc o veste de la ei. Păi roagă-i să-ți scrie. Normal. I-am rugat și nu am primit încă nimic. Dar ce înseamnă pentru un bărbat inteligent? În punctul de vedere, că e a treia oară cam, când ai subînțeles că sunt cam... Nu, chiar n-am spus nimic despre cred voi. Cred că băiețul de acord cu mine, că au observat și ei. Ok, nu știu, eu spuneam doar... În viziunea ta, un bărbat inteligent, cum mă luci. Mă refeream la băieții disponibili, în primul rând, din casă și în același timp nu mă refeream că nu ar fi capabili sau că nu ar fi inteligenți. Niciodată nu am spus că nu ar fi inteligenți. Spuneam doar că mie mi se pare, în opinia mea, că ea este o fată deșteaptă și că... Nu ar accepta orice fel de băiat, dar asta nu înseamnă că băieții care sunt în casă nu sunt inteligenți. Ai zis că niciun băiat, nu niciun fel de băiat. Și alalt e la caprici, am mai văzut un material. Ok, nu știu, chiar nu mi-a dat seama. Și nu ați văzut la puțin? Vreau să termin ce am de zis și ulterior. Ideea este că nu mă refeream că nu sunt inteligenți. Din punctul meu de vedere, chiar toți băieții din casă sunt. Pe de altă parte, și le-ai dat niște teste. Ca să știi dacă da, sunt păi sau nu. Da, discutat, eu mă refeream doar din experiența mea. Un bărbat te tratează după cât îi permiți tu să te trateze. Dacă un bărbat te tratează într-un anumit mod, înseamnă că îi permis lucrul ăsta. Ok, greșeala mea. Nu o să, n-o să se poarte urât cu tine dacă tu nu îi permiți lucrul ăsta. Și atât am avut de zis. Nu cred că am permis unui bărbat să mă trateze într-un mod, ci pur și simplu, probabil că... Uite, Andrada spune că ai permis. Dacă cineva a simțit să se comporte... Ai dat din cap, da. Din punctul meu de vedere, dacă cineva a simțit să se comporte atât de urât cu mine, asta spune despre persoana respectivă, nu despre mine. Pe de altă parte, tu te referi acum la Raul. Pe de altă parte... Nu neapărat la el, ci la situația care a fost. Da, dar în situația vă viza pe voi doi. Pe de altă parte, când te simți deranjat de cineva, în special de un băiat, că despre asta e vorba acum, dacă te-ai simțit jignită și deranjată, pui stop și nu mai lungești o săptămână în niciun fel. Am pus stop și nu am lungit-o în niciun mod ulterior. După ce păi stai un pic, semi-pupicul a fost acum o săptămână. Noi ieri încă mai vorbeam de cum v-a jignit voi la petrecerea de cealaltă săptămână. Practic a fost o lungire serioasă. Nu, era doar o discuție neterminată, dar noi nu am mai discutat ulterior. Nu am mai avut nimic. Deci practic voi o săptămână nu ați mai... N-am mai făcut niciun material despre voi doi, să înțeleg. Am mai fost, am avut discuții neterminate, dar în momentul acesta... Pare că toate discuțiile voastre sunt neterminate.
S-au terminat, nu? Chiar s-au terminat nu, s-au și terminat. Ea tot făcea materiale. Nu, eu nu vorbeam despre ea, ea vorbea când cine eu vorbeam de... despre situația în care am fost pusă, nu vorbeam despre tine ca om sau... Da, dar mă includea pe mine. Hai, când ce? Păi te includea pentru că... În fine, oricum, acum am început nou capitol. Da, s-a normal. Terminat. Păi, eu nu am spus nimic. Tu poți să începi câte capitole vrei. Eu mă refeream la situația mea. Este dreptul meu să-mi exprim opinia la ce săptămână am avut sau despre situațiile mele, așa cum și tu poți discuta ulterior despre situațiile tale. Întâmplător a fost o situație comună. Bine. Chiar aș vrea să-mi cer scuze în cazul în care băieții s-au simțit vizați de ce am spus sau Doamne ferește, nu. Chiar nu m-am referit la niciunul din voi că sunteți într-un mod sau nu. Sunteți inteligenți, doar că fiecare și-a ales, a mers către o altă fată, eu momentan nu am ales și m-am referit strict la situația mea. Dar nu fiecare a ales, că dacă mă uit bine, na. Citez. Nu mai zic nimic că tu poți să-mi treacă. Dar te rog, o să creadă cineva nu, că... Uite, chestiile astea mă deranjează. Când tu spui că sunt rea și după vreau acasă. Nu vreau acasă că spui tu că sunt rea. Dacă îmi doresc să discut cu al mei... Ea a zis că e rea, nu tu ești rea. Păi nu, 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 asta spuneam, că... Vezi, de asta nu-i vine să râzi fără să explici. De ce râdeai? Hai ca să nu-și facă filme că era. Nu mai are rost. Eu oricum i-am spus toate lucrurile care mă deranjează la comportamentul ei, le-am spus în față. Nu m-am ascuns, nici chiar dacă am vorbit doar cu fetele și ea nu era prezentă. Oricum a văzut că na, asta e format emisiunii. Nu, ce nu știa despre ce nu-mi place la comportamentul ei și atât. Da, bine. Na. Hai să trecem la un task mai vesel, sper că o să fie mai vesel după ce o să vedeți și fiecare ce a făcut cu fiecare.